Salut! În acest video o să vă prezint cuburile mele principale. N-am mai făcut de mult un astfel de videoclip, iar între timp mi-am schimbat cam majoritatea cuburilor pe care le folosesc la competiție. Bun, la proba de 3x3 folosesc un GA11M Duo. De departe este cel mai bun 3x3 pe care l-am încercat până acum. Are un feeling aparte, este în același timp foarte controlabil și foarte rapid. Nu am avut încă ocazia să particip la vreo competiție cu el. Urmează pe 14 mai la București. Până acum, cel mai bine pe el am scos 8 secunde și 20 de sutimi average și un single de 6 secunde și 34 de sutimi. La 2x2 folosesc un Valk 2M, îl am de ceva timp ca main. Mie îmi place maxim, are o mișcare fină, foarte controlabilă, exact cam ce-mi trebuie mie pe 2x2. Am scos un single de 0,88 oficial pe el, iar cel mai bun average cu acest cub este 3, nu mai știu exact cât. Era vreo 2,98, dar am avut plus 2 la un sol și a ieșit 3 și ceva, 3,4, 3,3, undeva pe acolo. Chiar vi-l recomand. La 4x4 folosesc un AUSU GPS V2M, de departe unul dintre cele mai bune 4x4 de pe piață, chiar dacă a apărut acum 3 ani, față de modelele care au apărut acum, mie acesta încă mi se pare cel mai bun. Din punctul meu de vedere, a revoluționat toate 4x4-urile magnetice de pe piață și chiar se merită. În competiții oficiale, exact cu acest puzzle, am scos 28 de secunde și 15 sutimi la single, iar la average 33 și 52 de sutimi, dacă nu mă înșel, sau 56, undeva pe acolo, în orice caz. La 5x5 folosesc un YG MGC, cred că este cel mai bun 5x5 magnetic de pe piață și este și, de asemenea, foarte accesibil la preț. Pe mine m-a costat undeva la 120 de lei, dacă nu mă înșel, și se mișcă absolut extraordinar, iar la banii ăștia, sincer, nu mă așteptam să fie atât de bun. Este rapid, nu se blochează absolut deloc, ceea ce pentru un 5x5 să nu te blochezi când te joci cu el mi se pare absolut fantastic. Oficial am participat cu el, am scos cred că 1 minut și 3 secunde la single și eu pe atunci nu mă antrenam, ceea ce este foarte bine, iar la average 1 minut și 8 secunde. La 6x6 folosesc un X-Men Shadow Magnetic, este prima versiune. Știu că au mai apărut multe alte 6x6-uri pe piață de când a fost lansat acest model. Nu cred că este cel mai bun 6x6 care există acum pe piață, însă se mișcă bine, nu se blochează atât de tare, dar ocazional mai dă pop și din ce am înțeles eu, modelele de 6x6 care sunt acum pe piață chiar sunt mai bune și au un sistem anti-pop mult mai bun. Totuși, recordurile mele oficiale sunt doborâte pe acest model de 6x6, 1,57 la single și 2 minute și 2 secunde parcă la average. La 7x7, bătrânul Haze 7, îl am cred că de vreo 4 ani de când s-a lansat, se mișcă foarte bine, se mai blochează pe aici pe acolo, ce îmi place foarte mult la el, nu dă pup absolut deloc, deci oricât de tare mă joc pe el sau încerc să-l rezolv, mie până acum nu știu dacă mai dat vreodată pup. Raportul preț-calitate, la fel, mie mi se pare absolut extraordinar. Când l-am cumpărat, a costat 230 de lei magnetic și un 7x7 magnetic la banii ăștia chiar zic că se merită. Așadar, dacă sunteți într-o căutare de un 7x7 magnetic accesibil la preț, de departe asta este cea mai bună opțiune a voastră. Oficial am scos pe el 2 minute și 51 de secunde single și 2 minute și 58 de secunde average, ceea ce eu când am scos average-ul ăla eram undeva la peste 3 minute, însă pe cubul ăsta, care se mișcă chiar foarte bine, am reușit să o fac sub 3 minute. La Pyraminx folosesc un X-Men Bell V2 Magnetic, l-am primit de Crăciun și instant cum l-am primit a devenit main-ul meu. Are un feeling foarte, foarte diferit față de prima versiune, este foarte fin, este în același timp extraordinar de rapid, dar și foarte controlabil. Dacă sunteți în căutare de un Pyraminx nou, magnetic, cred că aceasta este cea mai bună opțiune și din punct de vedere a calității, dar și din punct de vedere al prețului. Oficial, n-am reușit încă să particip cu el la vreo competiție, dar acasă am reușit să scot lejer average-uri de 3, 3, sub 3,5 și single-uri de 2, o grămadă de single-uri de 2 secunde. La Scube folosesc un Moyu Aoyan, cubul se mișcă foarte bine, e foarte rapid, este mult mai controlabil decât un X-Men Wingy și în același timp și mult mai rapid. Are și centrele astea reliefate, nu știu cum să zic, dar te ajută foarte mult să miști cubul și să nu-ți fugă mâna de pe el. Oficial pe el am scos câteva single-uri de 3 secunde, dacă nu mă înșel, iar la average 5 secunde și nu mai știu exact câte sutimi. Deci chiar vă recomand acest Scube, cred că este unul dintre cele mai bune, dacă nu chiar cel mai bun la ora actuală de pe piață.
La Square One folosesc un Qi Volt magnetic, doar slice-ul este magnetic, l-am magnetizat eu cu niște magneți de Pyraminx, de tipsuri. Chiar se mișcă ok, numai că mai dă strip efectiv. Știu că sunt multe alte square-uri pe piață, mult mai bune la momentul actual. Eu personal nu prea mă antrenez la Square One și pentru mine acest puzzle este suficient. N-am reușit oficial să scot pe el un single de 14 secunde, iar un average de 19 secunde. Cred că acum vreo 4 ani, dacă nu mă înșel. Dar așa, overall, cubul se mișcă bine, e destul de lent, e controlabil și pentru mine este chiar exact ce trebuie. La Megaminx folosesc un X-Men Galaxy V2 magnetic. Este un puzzle chiar foarte bun, se mișcă foarte repede, este foarte controlabil, nu se blochează. Eu personal nu mă antrenez foarte mult la Megaminx, dar din ce am încercat până acum, asta este Megaminx-ul meu preferat. Oficial am scos un minut și 7 secunde sau 8 secunde la average, iar la single am scos un 55, neașteptat pentru mine, care fac în jur de 1.10, 1.05. Deci chiar vă recomand acest Megaminx și la fel, raportul calitate-preț este chiar unul foarte bun. La clock folosesc un Qi Clock, nu știu dacă are și altă denumire. L-am primit de ziua mea și instant, la fel cum l-am primit, a devenit main-ul meu. Este cel mai bun clock de pe piață, vă spun cu desăvârșire. Are și pinurile magnetice, nu se mai întâmplă ca la celelalte clock-uri, efectiv dacă ții clock-ul și faci un pic așa să cadă pinurile în jos. Rotițele nu se blochează absolut deloc, se mișcă foarte repede, foarte fluent și foarte controlabil. Oficial n-am avut încă ocazia să particip pe acest clock, abia aștept să o fac. Din momentul în care l-am primit, timpii mei au scăzut cam cu 1-2 secunde. Personal, mi-am dobărât toate recordurile de acasă pe acest clock. Am reușit să fac 8 secunde și 0.5 sutimi average, iar la single, dacă nu mă înșel, am scos un 6 și ceva, 6.9, dacă nu 7.0, undeva pe acolo. La 3.3OH folosesc același GAN 11M2, îmi place că se mișcă foarte repede, este controlabil, cum am menționat și mai devreme, iar magneții nu opun rezistența aproape deloc. Ca și luburi, eu folosesc luburi de pe Cubicle, și anume Mystic, Silk, DNM37 și Traxxas 30K. Le folosesc în combinații diferite și o să vă explic imediat și cum. Cam pe orice cub pe care îl folosesc, îi aplic Traxxas pe cor și dacă cubul este necontrolabil sau mult prea rapid, folosesc una, două picături și efectiv pe piese, în special pe partea internă a pieselor. Ulterior, după ce ung corul cu Traxxas, folosesc Silk, în special acolo unde au contact piesele și nu pun mai mult de două locuri diferite din cub, o picătură sau două picături. Silk-ul face cubul mai smooth, un pic rapid, dar foarte, foarte controlabil. În general, după ce am terminat de lubuit cubul cu Traxxas și cu Silk, el este relativ încet. Dacă trebuie să fie mult mai rapid, folosesc DNM37, dar dacă trebuie să fie doar un pic mai rapid, folosesc Mystic. În special, DNM37 și Mystic ajustează viteza cubului. Ca și timer, folosesc un Speedstex Gen 4. Este un timer foarte bun, este foarte sensibil la atingere. Îl am de vreo un an și jumătate și nu mi-a făcut nicio problemă până acum, deci chiar vă recomand acest timer. Ce îmi place cel mai mult la el este că are forma asta așa, ușor în V, și faptul că ții mâinile așa pe timer te ajută să ajungi mult mai ușor la cub în momentul în care începi rezolvarea. Mulțumesc mult că m-ați urmărit! Acestea sunt puzzle-urile mele principale pe care le folosesc la antrenamentele din fiecare zi și la competiții, și dacă veniți la competiția de pe 14 mai din București, abia aștept să ne vedem cu toții acolo. Mult succes și spor la antrenamente! Cubul meu principal la... N-are sens. Nu, are sens. Acesta nu este un cub, este o piramidă. Ca și luburi, folosesc Cubicle de pe luburi. Asta vreau să zic, folosesc luburi de pe Cubicle, dar nu e nicio problemă. O luăm de la capăt. DNM37 și Cubicle. Da, folosesc de pe Cubicle, lubul Cubicle. Hai că da. Mulțumesc mult că m-ați urmărit. Acestea sunt puzzle-urile mele principale, care urmează să le folosesc pe care am dat bacalaureatul la limba română și nu știu să vorbesc. Mie mi se pare că acest model a revoluționat... Asta cred că o să o las în bloopers. Nu știu, așa mă exteriorizez eu, cum greșesc. Vă pup!